Deseori se pune în discuție întrebarea despre ținuta vestimentară a fraților și a surorilor în casa Domnului. Este de la sine înțeles că cei ce vor să prezinte chipul lui Hristos trebuie să aibă o ținută cuvincioasă a îmbrăcămintei cu rușine și sfială, nu numai în casa de rugăciune. Ei răspândesc lumina lui Hristos în orice loc. Fiecare prezintă ce are în inimă. Cei ce-L iubesc pe Domnul Iisus prezintă chipul Domnului Iisus și în purtare, și în vorbire, și în privire, și în îmbrăcăminte. Dar cei ce sunt firești și se lasă conduși de firea pământească prezintă chipul lumii, chipul veacului modern. De aceea, în 1 Ioan 2,15, Apostolul, insuflat de Duhul Sfânt, a scris: Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Iar Apostolul Pavel, în Romani 12,2, ne scrie: Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. În 1 Petru 1,15 e scris: După cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Deci, acasă sau în oraș sau la lucru, trebuie să fim sfinți în toată purtarea noastră. Cu atât mai mult în casa Domnului, unde El coboară prin Duhul Sfânt, trebuie să ne purtăm într-un chip vrednic de copii al lui Dumnezeu, dându-i tot respectul și cinstea de tată care îi se cuvine. Îmi aduc aminte că în Biserica Betel din Arad, într-o seară de adunare, s-a ridicat la amvon un frate ca să țină ora de rugăciune. Cu el mai era un frate. A citit textul pentru ora de rugăciune, apoi s-a făcut prima rugăciune. Din partea Domnului s-a arătat o vedenie. Un sol ceresc, îmbrăcat în alb, era lângă el, îl făcea atent. În felul acesta, să nu te mai prezinți la altar în casa de rugăciune. Și îl trecea de mâneca cămășii, spunându-i: Ca preot al lui Dumnezeu, trebuie să ai mâinile acoperite când te înfățișezi la altar pentru a face o slujbă în casa Domnului. Fratele avea o cămașă cu mânecă scurtă. Când s-a terminat adunarea, i s-a spus fratelui vedenia. El a înțeles și de atunci a dat tot respectul cuvenit Domnului, chiar și prin ținuta lui.